Flavius, Domnul să ne binecuvinteze. Biserica Emanuel este într-o perioadă de stăruință. Am participat într-o seară cu dumneavoastră și am bucurat în prezența lui Dumnezeu. Dacă doresc ceva, măcar pentru această seară, este să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze. Să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze.
Dumnezeu să îndepărteze în această seară orice preconcepție, orice prejudecată cu privire la închinare și să lăsăm Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze între noi. Matei, capitolul 9, la versetul 35, ne spune: Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi: Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. În capitolul 10, în primul verset, spune: Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Amin. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, căci erau necăjite și risipite. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele și vreau să vă spun în această seară că mila nu este o opțiune pentru cel credincios, mila este o condiție. În Mica, în capitolul 6 cu versetul 8, ne spune cuvântul lui Dumnezeu: Ți s-a arătat, omule, ceea ce este bine. Și ce alta cere Dumnezeu de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Să faci dreptate, să umbli smerit cu Dumnezeul tău, dar mai trebuie să faci ceva, să iubești mila. Să iubești mila. Și aș vrea să vă pun o întrebare în această seară, întrebare care mi-am pus-o și eu până înainte să mi se întâmple un lucru anul trecut. Când a fost ultima oară când m-am uitat la o persoană, când m-am uitat la un om și mi-a fost atât de milă de el încât am simțit că mi se sfâșie inima? Când a fost ultima oară când m-am gândit la o persoană și am simțit așa o milă în inima mea încât am crezut că se rupe inima în mine? Anul trecut eram în Viena, făceam un curs de germană. În acea clasă eram aproximativ 15 oameni. Aveam și eu o colegă care avea în jur de 18-19 ani, o colegă din Croația. Fiecare zi acea colegă era adusă la curs de către prietenul ei. Într-o zi însă ea a fost adusă și când s-a așezat pe scaun am putut să observ că era plină de vânătăi, era zgâriată pe gât și în timp ce noi încercam să acumulăm informații pentru că aveam un examen greu de dat următoarea zi, mă uitam la ea, încercam să mă uit în ochii ei și vedeam că nu se poate concentra la nimic și din când în când efectiv izbucnea în plâns. Ne-am uitat cei care eram prezenți acolo și niciunul nu am avut curajul să o întrebăm în acel moment: ce se întâmplă cu tine, ce ai pățit? Era clar că a avut o dispută între ea și prietenul ei, dar ce am observat mai trist la acest lucru a fost faptul că ea comunica încă cu el. Și acest om, acest bărbat, după finalizarea acestui curs, încă o aștepta. În acel moment a fost o clipă în care am simțit o milă extraordinară pentru o altă persoană. Și nu am putut să nu mă gândesc la oamenii care sunt prinși în diferite lucruri și care efectiv nu poate să iasă din anumite patimi care le au, din anumite lupte interioare care îi poartă spre diferite drumuri. Și de aceea, această după masă, vreau să facem o rugăciune, iar în prima parte a rugăciunii, să privim în inimile noastre și dacă ne lipsește mila, să ne rugăm: Doamne, dă-ne un sentiment profund de milă. Eu m-am născut să plâng cu cel ce plânge și să-mi iubesc și frații și dușmanii, dar teamă-mi e că zilele și anii să-i ajung pe toți nu mi-ar ajunge. Că scurtă este viața pământească și în viața mea e scurtă.
E lungă putrezirea, dar știu că ai să ții făgăduința și ai să împlinești în trupul meu ce o să-mi lipsească. Dacă simt că îmi lipsește acest sentiment de milă, să mă rog și Dumnezeu este Cel care mi-l va dărui, slăvit să fie El. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Nu știu dacă a fost imediat urmată această poruncă a Domnului Iisus Hristos de către ucenici. Nu știu dacă ei s-au rugat imediat, dar cert este că noi astăzi suntem aici lucrători împreună cu Dumnezeu. Cert este că ei deja au fost trimiși în versetul 1 din capitolul 10 ne spune: apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere. Noua traducere română spune: le-a dat autoritate. Le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. În Efesenii se spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Lupta pe care noi o avem de dus este o luptă care nu se vede și de aceea avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. A doua parte a rugăciunii, aș vrea să ne rugăm și să spunem: Doamne, vreau și eu această putere. Eu plin deseori prin străzile din Viena și văd oameni care încep și urlă pe stradă, vorbesc singuri, stau, ia crizele în U-Bahn, în autobuz. Dau seama de duhurile care îi poartă pe acești oameni. Nu de mult, un băiat de la noi la biserică mergea la servici dimineața și urcând în autobuz a văzut un băiat care se uita țintă la el. L-a văzut agitat și a hotărât să nu mai stea lângă el și a hotărât să meargă pe ultima bancă din acel autobuz. La un moment dat și-a dat seama că acest bărbat îl urmărește și a venit în spatele lui și a zis: se întâmplă ceva. A simțit o împotrivire, Duhul lui Dumnezeu i-a spus că trebuie să oprească la prima stație și să iasă afară. A făcut acest lucru, dar în momentul în care a vrut să treacă pe lângă acest bărbat, acesta l-a lovit cu pumnul cât a putut de tare în piept. Fără să se întâmple nimic, fără să-l cunoască, fără să știe cine este. Există o luptă supranaturală care o avem de dus și această luptă nu putem să o ducem decât prin puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne dea această putere. Ar vrea să facem această rugăciune ridicați în picioare și să-i cerem Dumnezeu: Doamne, Tu vezi că poate îmi lipsește acest sentiment de milă. Doamne, pune în mine un duh al milei Tale. Și Doamne, alături de acest duh al milei Tale, Te rog să-mi dai putere, Te rog să-mi dai autoritate și Dumnezeu să asculte această rugăciune. Amin.
locurile. Să lăudăm pe Domnul prin cântarea corului. După cântarea corului, un grup mixt, cu frați de la Sebeș și de la Sibiu, vor lăuda pe Domnul cu un grupaj de cântări. Apoi vom continua slujirea potrivit cu chemarea pe care Domnul ne-o lasă și pentru seara aceasta. În toate să fie slăvit numele Domnului. Amin.
La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. În el era viața și aș vrea să mă opresc puțin aici și vreau să facem un exercițiu cu toții. Vreau să inspirăm și să expirăm. Și apoi să mulțumim. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Dacă într-o tainică vreme din lut cineva m-a făcut și dacă sunt om și nu vierme, e Doamne că așa ai vrut Tu. Dacă am grai și nu muget să spun ce iubesc și ce nu și dacă am harul să cuget, e Doamne că așa ai vrut Tu. Și cuvântul acesta s-a făcut trup și a venit să locuiască printre noi, plin de har și de adevăr. Iar noi am văzut slava Lui ca acea slavă, a fost aceeași slavă, întocmai ca slava venită din Tată. Dacă întâia zidire de plin în păcat se pierdu, când iarăși mi-ai dat izbăvire, te laud că așa ai vrut-o. A venit să locuiască printre noi, dar nu s-a oprit doar la a locui între noi. Și s-a jertfit pentru noi. A zdrobit moartea. A înviat. Pentru ca noi să avem viață. Slăvit să fie El. Haideți să cântăm împreună această cântare. Laud numele Tău, Iisus. Sună refrenul acestei cântări și vreau să cântăm cu toții. Amin. La început a fost cuvântul și cuvântul s-a întrupat. Gloria s-a nemărginită, printre noi s-a arătat.
moartea învinsă, Iisus Hristos a biruit. Orice putere, orice domnie, Domnul meu toate le-a zdrobit. Vină să cruce cu ce iubire, viață prin el eu am primit. Lau numele tău, Iisus, lau numele tău, Iisus, ești al meu rece înălțat. Lau numele tău, Iisus, ești mielul ce-a fost răpus. Orice putere, orice domnie, Domnul meu toate le-a zdrobit. Vina sa cruce, curge iubire, viață prin el. Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus se întâlnește cu o femeie, cu o samariteancă, la o fântână. Și spre finalul conversației, Domnul Iisus îi spune: vine vremea și iată că a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Talonăm de multe ori închinarea noastră după model de muzică, după un model de rugăciune. Dar închinarea trebuie să pornească din inimă. Închinarea și în duh și în adevăr este răspunsul al dragostei lui Dumnezeu. Un răspuns care vine dintr-o inimă curată, pe care nu poți să o dai decât în momentul când ai experimentat dragostea lui. În Isaia, capitolul 12, cu versetul 1, se spune acolo că ziua aceea tu vei zice: te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine. Doamne, te laud căci a fost un moment în care trebuia să am parte de mânia ta și ai fost supărat pe mine și poate că meritam și era justificată mânia ta să se reverse asupra mea, dar Doamne, te laud căci totuși mânia ta s-a potolit și ai făcut altceva. Ai hotărât să mă mângâi, să-ți întinzi mâna peste mine și să mă mângâi. Psalmul 3 spune: eu strig cu gura mea către Domnul și Domnul îmi răspunde din muntele lui cel sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. În ziua strâmtorării,
am strigat către Domnul. Și totuși Tu ne-ai dat speranță spunând să nu vă îngrijorați. Acestea toate au să se întâmple, dar voi veți fi răscumpărați. Își cerem încă îndurare că știm că vrei să mai salvezi. La Tine, Doamne, e scăpare. Știm că privești, știm că ne vezi. Și ne uităm de jos la Tine și Te vedem atât de clar în vânt, în nori, dar în suspine și în greutăți care dispar. Doar, Doamne, Tu nu ești departe. Tu ești aici și Te simțim. Ne-ai dat povara la o parte, ne-ai dat nădejde și trăim. Chiar dacă ar fi să mergem, Doamne, prin valea umbrei morții reci, nu ne vom teme niciodată. Noi știm, cu noi Tu ai să treci, slăvit să fii Tu, Doamne. Obișnuim să strigăm către Domnul când suntem în strâmtorare, dar de data aceasta, prin cântarea aceasta, vrem să avem o strigă diferită. Vrem să strigăm către Domnul și să lăudăm din toată inima. Refrenul spune: strig spre Tine, Dumnezeu, să răsune până la cer, eu sunt al Tău. Avem motive să lăudăm, pentru că ne-a înviat și ne-a pus în familia Lui, slăvit să fie El. Haideți să cântăm din toată inima această cântare. Iată-mă
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Iubiți frați și surori, aș vrea să ne rugăm în continuare înaintea lui Dumnezeu și aș vrea să avem o motivație înaintea noastră și într-un mod special pe tinerii bisericii. Suntem aici de vârste diferite, generații diferite și mulțumim lui Dumnezeu că suntem toți la oaltă împreună, că așa a găsit Dumnezeu cu cale și fiecare dintre noi avem de învățat unii de la alții. În mod special noi cei tineri de la dumneavoastră care, cum spune Scriptura, ați trecut prin zăduful zilei, sunteți de multă vreme pe calea Domnului și aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu în această rugăciune ca să-L rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze tineretul casei Domnului. La un moment dat spune Scriptura în cartea Exod, în capitolul 17, că poporul ieșit din țara Egiptului, condus de omul lui Dumnezeu Moise, prin care Dumnezeu i-a scos, au ajuns în pustie. Au ajuns la Refidim și acolo la Refidim spune Scriptura că Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a făcut ceva și i-a spus lui Iosua, Exod 17 cu versetul 9, alege niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful muntelui cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Aici cuvântul Domnului ne arată că Moise îl îndeamnă și dă responsabilitatea aceasta lui Iosua să facă el ceva. Alege niște bărbați și ieși la luptă. Moise era cel care mersese înaintea poporului și cel care avea din partea lui Dumnezeu descoperire directă și stătea de vorbă cu Dumnezeu, dar îl trimite pe Iosua la luptă și îi spune în versetul acesta ceva, că el va fi pe munte. Iosua, în versetul următor, spune că a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful muntelui. Lupta a avut biruință în momentul în care erau acolo Iosua cu bărbații aceia în vale și se luptau, dar în momentul în care Moise ridica mâinile în sus pe Dumnezeu, atunci biruința era de partea lui Israel și Amalec era învins. Există o nevoie în vremea aceasta de relaționare între generații. În altă parte spune cuvântul Domnului în 1 Petru, în capitolul 5, în versetul 5, tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și aici cuvântul Domnului ne arată că trebuie să existe o legătură între generații. Noi avem de învățat unii de la alții și Dumnezeu a lăsat binecuvântarea aceasta să fim în locul acesta împreună. Dumnezeu a lăsat familia, El a creat instituția aceasta a familiei, părinți, copii, bunici mai apoi, ca cei tineri când cresc și ajung și ei în locuri prin care părinții lor au trecut deja să învețe din experiența părinților, să învețe din experiența bunicilor și astfel să existe o legătură între generații. Aș vrea să ne rugăm în această seară aici în biserică pentru aceste două cauze. Dumnezeu să lege o unitate între generații, între frați și surori, între tineri și vârstnici, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să împodobească această legătură dintre noi. Și totodată să ne rugăm pentru generația tânără ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Provocările care sunt în vremea aceasta sunt tot mai mari, tot mai puternice. Dumnezeu da, ne-a binecuvântat. Dumnezeu da, binecuvintează tineri și folosește în lucrarea Lui, dar știm că este un parcurs și viața asta, când Dumnezeu ne dă pe pământul acesta, se pot întâmpla multe și am vrea să cerem protecția lui Dumnezeu peste tineretul casei Domnului.
Dumnezeu să-i binecuvinteze pe fiecare, să-i țină în harul său, să-i păzească, să-i binecuvinteze și să-i împodobească cu podoabe sfinte. Cu această podoabă care se numește smerenia, cu podoaba aceasta care se numește sfințenia, Dumnezeu să împodobească pe fiecare dintre noi, dintre cei tine, să ne podobească cu astfel de podoabe. Aici cuvântul Domnului spunea, toți să fie împodobiți cu smerenie, și cei tineri, și cei vârstnici, și mi-aduc aminte că de multe ori am experimentat binecuvântarea smereniei. O trebuie să-mi roșească obrajul de multe ori. O trebuie de multe ori să plec capul când alții m-au luat la rost și mi-au spus anumite cuvinte. Dar întotdeauna, de cele mai multe ori de fapt, a fost o întristare care m-a adus la pocăință și mai aproape de Dumnezeu. Dar vreau să ne rugăm în aceste două direcții, ridicați pe picioare pentru tineri, ca Dumnezeu să-i împodobească cu podoabe sfinte, să-i protejeze, să-i țină în harul său, să-i crească în har și Dumnezeu să binecuvinteze biserica în unitate între generații. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Doamne, ne închinăm înaintea Ta, Te slăvim pe Tine și Te onorăm și ne închinăm Mântuitorul nostru. Slăvim numele Tău, Doamne, și Te onorăm. Vrem să-ți mulțumim, Te rugăm să ne primești la Tine și Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să ne binecuvintezi și să ne dai har. În numele Domnului Iisus Hristos, care, Doamne, Te rugăm să lași binecuvântarea Ta, Doamne. Care putem să Te rugăm să lași îndurare de la Tine, Iisuse. Vrem ca Tu să ne cercetezi, vrem ca Tu să ne binecuvintezi, să binecuvintezi tinerii bisericii, Doamne. Te rugăm să lași îndurarea Ta, să lași binecuvântarea Ta. Slăviți să fie în numele Tău, Doamne. Ne închinăm înaintea Ta cu mulțumire. Te rugăm să ne dai binecuvântarea Ta. Slăviți să fie în numele Tău, Doamne. O, mărire Ție și glorie Ție. Doamne, Te onorăm pe Tine, Mântuitorul nostru. Te rugăm să lași a Ta binecuvântare. Doamne, întinde-ți mâna Ta, întinde-ți brațul Tău, ascultă-ne, Doamne, rugăciunea, te rugăm să cercetezi și să-i binecuvintezi, și toți cei care Te strigă pe Tine, care Te caută pe Tine, Doamne, slăviți să fie în numele Tău. O, Doamne, ascultă-ne, te rugăm din toată inima, vrem, Doamne Dumnezeule, să avem parte din partea Ta, de-o-i parte, slăviți să fie al Tău nume, Doamne, să ne bucurăm de glorie lui Dumnezeu, aleluia. Doamne, de biruință, slăviți să fie al Tău nume, Doamne, și de binecuvântare. Îți mulțumim că în locul acesta suntem învățați, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că putem să fie numele Tău, Doamne, te lăudăm pe Tine. Te rugăm să lași unitate sfântă, Doamne, în biserica Ta, în poporul Tău, Doamne. Lasă binecuvântarea Ta. Măriți să fie în numele Tău. Măriți să fie în numele Tău. Te lăudăm, Doamne, și să ne asculți. Te rugăm să ne primești. O, Te rugăm să ne dai hartă. Doamne, privește în această seară spre fiecare. Privește spre cei în urmă, Doamne Dumnezeu. Spre cei care au crescut în locul acesta și în această seară nu sunt aici. Doamne, cercetează. Cercetează inimile celor ce sunt împovărați și apăsați, Doamne, și protejează și pe ei, Doamne, de lumea aceasta. Te rugăm, vorbește fiecărui care, Doamne, se întoarce cu toată inima spre Tine. O, Doamne, Dumnezeu, este pe de mare nevoie de Tine în vremea aceasta. O, Te rugăm să ne asculți, Te rog să ne binecuvintezi. Și aș vrea în seara aceasta să continuăm pentru cei care, să ne rugăm pentru cei care poate vă aflați într-o situație limită, în probleme, în boli, în necazuri. Suntem aici să ne rugăm unii pentru alții și suntem aici să căutăm împreună răspuns de la Domnul. Domnul să ne asculte. Dacă ai o problemă, dacă ești într-un necaz, roagă-te Domnului și noi ne rugăm împreună cu tine. De asemenea, am vrea să ne rugăm pentru fratele Zaharia, care are cancer la ficat și trebuie să meargă la operație. Domnul să se atingă și de el și de toți bolnavii și Domnul să ne asculte rugăciunea. Amin. Ne închinăm înaintea Ta, Doamne, Dumnezeul nostru.
Amin. Fie Domnul. Vă salutăm în numele Domnului Iisus, pe toți frații, surorile, pe oaspeții casei Domnului, pe toți cei care ați venit în seara aceasta la închinare. Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze. E un moment potrivit să ne salutăm reciproc, să ne urăm binecuvântarea lui Dumnezeu și Domnul să fie cu fiecare dintre dumneavoastră. Amin. Frate Adi, e o binecuvântare că tu ești cu noi aici. Frate Horațiu. Ne bucurăm din nou să fim la părtășie împreună cu alții în casa Domnului și fie ca Domnul să primească închinarea și lauda noastră. Vom asculta o cântare a corului, apoi grupul de laudă și închinare se va închina Domnului printr-o cântare. Domnul să-i binecuvinteze pe toți cântăreții. Amin. Și n-am
Doresc ca împreună să cântăm o cântare apologetică, o cântare care vorbește despre Dumnezeu care există cu adevărat și niciunul dintre noi nu suntem o întâmplare, nu suntem un vis, o întâmplare. Dumnezeu cu adevărat, ce-s noi avem un
există Dumnezeu cu adevărat. Iar cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă, să stea în fața Lui pe baricadă. Există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat. Nu-i calea noastră veșnic însolit, să fie Domnul. Vreau să vă rețin atenția cu anunțurile care țin de slujbele care le vom avea în săptămâna următoare. De luni până vineri, în fiecare seară, de la orele 18, continuăm să venim la casa Domnului pentru rugăciuni stăruitoare, pentru umplere cu Duhul Sfânt, pentru botez cu Duhul Sfânt, pentru daruri duhovnicești. Și fie ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți cei care aveți intenția să veniți și veți și veni. Doamne ajută la asta! De asemenea, și dimineața, tot de luni până vineri, de la orele 9, este rugăciune. Continuăm să postim și să ne rugăm, așa după cum avem rânduiala pentru cele 40 de zile de post și rugăciune, Domnul să ne ajute. Continuăm cu citirea Bibliei conform planificărilor și vă rog să păstrăm toate aceste lucruri pentru ca să fim credincioși Domnului și lucrării la care ne-a chemat. Duminica viitoare, un anunț extrem de important, atât pentru tineri cât și pentru cei vârstnici, pentru toți membrii bisericii, în cadrul slujbei de duminică de dimineață vom avea adunare generală cu darea de seamă. Vă rog să nu lipsiți, să tratați cu maximă seriozitate întâlnirile de felul acesta, pentru că în întâlniri de felul acesta, noi, familia bisericii, ne adunăm pentru a vedea ce am făcut și ce mai avem de făcut. Domnul să vă binecuvinteze! În întâlnirile din săptămâna de rugăciune vom avea și frați musafiri, așa că prezența dumneavoastră va fi binecuvântată și de slujirea lor. Vreau să vă informez că la garderoba bisericii veți găsi formularul 230 pentru toți cei care doriți să donați 2% din impozitul pe venit. Ca o noutate pentru anul acesta, cei care sunt pensionari pot să facă și ei lucrul acesta doar cu o singură condiție. Pensiile lor să fie impozitate, adică cele de la 2000 în sus. Așa că toți cei care beneficiați de astfel de pensii și doriți să completați formularul 230, care trebuie depus până la 15 martie, faceți lucrul acesta pentru a fi folositori susținerii lucrării lui Dumnezeu. De asemenea, vreau să anunț că în 2 martie, de la orele 16, este conferința femeilor, surorilor, la care va fi invitată familia Nichescu. Sunt așteptate surorile și nu numai, prietenele și cunoștințele dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze!
Vom lăuda pe Domnul cu o cântare, timp în care să ne închinăm Domnului cu dărnicia noastră, pe care în duminica aceasta o putem pentru lucrarea de misiune externă, pentru misionarii noștri, pentru familia Besoiu, pentru cei din India, pentru lucrarea pe care noi o săvârșim prin cadrul bisericii. Domnul să binecuvinteze Dătătorul Voios, după care ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Adi Clep și Domnul să lase un cuvânt proaspăt peste noi și peste întreaga adunare, o călăuzire divină. Amin. Domnul e mult mai mare decât problema mea, orice munte, oricât de tare se ia chiar în fața sa. Semnele de întrebare nu-i pot rezista, orice munte, oricât de tare se ia chiar în fața sa. Umbrele mă înconjoară, dar El e prezent, orice munte, oricât de tare se ia chiar în fața sa. Și mai era confuzie, nu-l poate înfrunta, orice munte, oricât de tare se apleacă în fața sa. Domnul e mult mai mare decât problema mea, orice munte, oricât de tare se apleacă în fața sa. Semnele de întrebare nu-i pot rezista, orice munte, Domnul